O noapte adâncă se îndrepta încet, probabil spre oraș. Pe străzi din cauza lipsei de lumină, era foarte întuneric. Antonina O femeie înaltă, cu părul întunecat de 30 de ani, stătea la fereastră legănând fiul. El de parcă a simțit o supărare. Și pe neprins de veste, s-a trezit la mijlocul nopții. A trezit-o cu durere nopt privea prin întuneric, încercând să vadă spre ieșire măcar o mișcare. Dar de mult deja era trecut de jumate de noapte. Iar cum este obișnuit pe așa timp târziu, oamenii bun dorm. Odihnindu-se de lucrul zilnic, dormea și ea, deoarece spre fericire, fiul ei era destul de liniștit. Nebăgând în seama vârsta lui de șase luni, nu o deranja noaptea însă astăzi, deja trezită, a tras cu ochiul în camera vecină, unde dormea soțul ei, Alexandru. Dar nu l-a găsit pe credincios în pat. Alexandru a plecat în altă cameră, exact după ce i-a născut. Spunând că este un lucrător responsabil al fabricii. Un bun inginer constructor. Iar nopțile nedormite din cauza țipetelor fiului clar lucru nu vor avea efect pozitiv asupra muncii lui. Deoarece el atunci poate face greșeli în documente. Iar dintr-un excelent recoltator, va fi doar unul bun. Doar că deja pentru piața din interior. Dar nu pentru export. Ceea ce el nici de cum nu putea permite. Bărbatul mereu vorbea despre lucrul său, cu mândrie. El putea cu orele întregi, omorându-se să vorbească despre fabrica sa. De aceea soția se atârna cu înțelegere. Și ea nu avea nimic împotrivă, ca Alexandru mai mult timp să se odihnească. Deoarece la momentul de față el este singurul care aduce bani acasă. Iar este dependentă în concediul cu copilul. Până la nașterea copilului, Antonina a lucrat chirurg plastician. Ea era un specialist excelent și desigur că primea mult mai mult decât soțul ei, constructor. Dar niciodată nu se lăuda cu acest lucru. Considera că fericirea nu era în bani sau într-o funcție înaltă, dar în relații calde, loialitate și dragoste în casă, cum credea ea că la ei este îndeajuns. În orice caz până l-a născut pe Ionel. Totul așa și era. Iar după, de parcă i-a înlocuit cineva soțul. Alexandru era mereu nervos. Mereu vorbea mai sever. Venea de la lucru din ce în ce mai târziu și mai târziu. Lămurea că fabrica lor a un contract mare pentru recoltator peste hotare. De aceea, tot personalul era nevoit să lucreze până târziu. Încă și fără zile de odihnă. Antonina, desigur, reacționa cu înțelegere la aceste circumstanțe. În așa mod, soțul făcea banii de care aveau ei așa nevoie. Deoarece în familie era nevoie de a plăti creditele pentru apartamentul cumpărat din credit ipotecar. Iar locul de trai era unul foarte bun. Trei camere. Paneră bună. Casă de elită. De aceea întindea toți banii cu socoteală. De asemenea, femeia pentru această cumpărătură a fost nevoită să-și vândă toate bunurile. Deoarece soțul ei nu avea nimic la suflet. Însă asta nu a fost de ajuns. Au fost nevoiți să se bage în datorii față de bancă. Desigur că, dacă ea lucra, nu era mare greutate să închidă creditul. Dar deja trebuie păzită fiecare monedă. Antonina nu vedea în acestea mare problemă iată va crește puțin Ionel. Se va descurca de sine stătător. Și îl va lăsa bunicii. Deja de multe ori a propus acest lucru, mama sa pensionară. Locuind în propria casă, la marginea orașului. Se simțea singura femeia. Îi lipsea foarte mult sunete de voce de copil. Deoarece copiii ei de mult au crescut. S-au împrăștiat care și încotro, au primit o bună profesie și lucrau în general toți peste hotare. Trei copii avea doamna Polina și doar Antonina i-a rămas alături. De aceea se străduia mama să-și ajute fiica cu ce putea. Soțul ei, din păcate, a plecat de vreme de lângă ea. Lăsând casa și o amintire luminată despre el, pensionara propuse chiar să-și vândă bunurile, iar singură să se mute într-un mic apartament de parcă are nevoie de mai multe. Iar restul banilor să-i dea fiicei și ginerelui, pentru a achita creditul pentru apartament. Ca să nu se mai neliniștească zi de zi, ca pot rămâne fără casă. Deoarece în ziua de azi, din cauza scăderii veniturilor populației, băncile se atârnă foarte strict față de cei îndatorați. Numai ceva și apartamentul va trece în finanțele instituției imediat cu ideea propusă de soacră a fost de acord Alexandru. Zicând că așa gândire înțeleapta ca a ei, mereu va găsi o soluție. Doar pentru ce ei să mai trăiască, dacă să nu își ajute copiii. Printre care cea mai mică era Antonina. Iar ceilalți s-au acomodat încă mai bine. Un frate în America cu businesul se ocupa. Iar sora ei era programator și mereu se plimba cu soțul ei pe la sanatorii. Apăsând tastatura calculatorului, stând pe scaune. Sub sunetul valurilor mării. Iar ei nu trăiesc așa bogat. Și este nevoit să lucreze la fabrică pentru toți trei. Ca să închidă creditul. Iar aici încă și copilul s-a născut, nu chiar la timp. Nu s-au pus ei pe picioare dar și copilul îl deranjează noaptea să doarmă. La lucru nu se poate concentra cu funcția sa. De aceea și considera că ideea soacrei era tocmai binevenită. El deja era gata să ia vânzarea asupra lui și întocmirea tuturor documentelor. Antonina însă era categoric împotriva acestor înțelegeri. Nu dorea femeia să și-a rămas bun de la casa în care a crescut și care a fost construită de tatăl său. Care a plecat de vreme din viață. Și iată, a zis: Mulțumesc, scumpă mamă! Dar eu vreau ca Ionel să vină la tine în o să se joace la aer curat. Să se scalde în bazin. Iar noi cu toată familia să ne adunăm la masă ca să discutăm. Vesel să vorbim și să bem ceai cu turtă dulce de a ta, deosebită. Ca și odată dar și Svelana cu Igor își aduc aminte de patrie. Și cum? În propriul oraș să închirieze apartament sau ce? Așa oaspeții nu se întâlnesc. Mai ales când sunt oameni dragi. Ești fără minte. A sărit deodată cu vorba Alexandru. Mama drept zice. Stă casa fără stăpân. Așa și se va strica cu timpul iar acum se poate de vândut. Scump. Iar după, cui va trebui risipită? Uimite s-au uitat ambele femei la răutatea cu care vorbea bărbatul. Până la asta era bălând. Dăruia flori. Poezii scria. Șase luni au fost împreună, iar după îndrăgostita Antonina, a anunțat că e însărcinată. Asta a fost pe neașteptate pentru ei deodată de la uimire, lui Alexandru i s-a strâmbat și gura. Apoi, ca un bărbat adevărat, a zâmbit și a cerut-o de nevastă. Nunta nu a așteptat mult timp. Peste câteva luni a îmbrăcat inelul pe degetul fericitei sale nevastă. Iar după nuntă comportamentul lui a început să se schimbe. Chiar și acum când timpul este de gândit și de griș pentru Antonina. Măcar adaugă, și-a adus aminte ea de un moment jignitor pentru ea. Deja la noua lună de sarcină, într-o zi de vară când deja se întuneca afară. A pregătit o cină sătulă. Îl așteptase pe soțul ei de la lucru. În acest timp el răsfoia catalogul cu costume pentru copii și mânca înghețata sa preferată. Dragule, treci mai repede la masă. Eu tocmai am încălzit cina așa că spală mâinele, că se va răci. Cu o dispoziție posomorâtă, a venit Alexandru în bucătărie. Deoarece tocmai nu i s-a răspuns la un apel important. Dar și tare nu de mult, soția i-a stricat dispoziția cu refuzul său de propunerea soacrei. Uitându-se la femeie de sub frunte, i-a răspuns. Văd că deja toate dulciurile le-ai mâncat. Ți-aș recomanda să te oprești până la nunta iată cât de frumoasă erai. Foarte subțire. Iar acum, te a îngrășat ca un butoi. Înălțimea ta e un metru șaptezeci. Cred că deja cântărești 60 de kilograme. Deja nu e normal. Uite-te la vecina noastră. Aveți aceeași perioadă de sarcină. Iar acum a fost, așa și a rămas numai cât burta stă în jos. Atunci Antonina s-a supărat foarte tare, dar nu i-a răspuns nimic soțului, gândindu-se că probabil avea niște neplăceri la lucru. Altfel, ea nu putea să explice comportamentul lui dur. Oare este ea grasă? Desigur că nu. S-a gândit Antonina, închizând ușa de la baie. Și critica a început să-și analizeze corpul bine format pe care sarcina l-a făcut încă mai frumos. Până la asta era slăbuță. Acum chiar și obrăjori au apărut. După acest caz, soțul nu a mai început astfel de discuții. Însă viața după, mai dulce, nu s-a făcut. Observa femeia că flacăra din relația lor începea să se stingă. Dar cauză nu se găsea niciuna de la acest lucru, își făcea griji din ce în ce mai mult. Chiar și laptele i-a dispărut. A fost nevoită să-l mute pe Ionel, la amestec. Ceasul cel vechi de la intrare a bătut de două ori. Iar Alexandru tot nu apărea. Și telefonul lui era indisponibil. Apoi femeia a înlemnit, văzând la intrare prin întuneric o mașină, în care la volan era soțul ei. Totul a văzut ea foarte clar. Acesta oprind, a aprins Lumina în salon. Poate și nu avea să fie tot așa de șocant. Însă, soțul ei nu avea nicio mașină. Dar nu era acest lucru cel mai rău. Fiind că putea să împrumute mașina de la un coleg, ca să nu vină așa târziu pe jos. Totul era în aceea că alături de soțul ei, pe scaunul de pasager. I-a a văzut o tânără roșcată aprins, care încet îndreptându-se spre el, l-a sărutat pe buze. După ce s-au îmbrățișat și și-au luat rămas bun. Tânăra s-a așezat la volan și a plecat. Lacrimile se rostogoleau pe fața Antoninei. Umerii tremurau de la plâns. Ca să nu-l trezească pe fiul ce tocmai a adormit, l-a mutat atent în patul lui după a ieșit la intrare să-și aștepte soțul. Și acela nu s-a lăsat așteptat. S-au auzit în ușă cheile și în apartament a intrat plin de parfum femeiesc și cu o față luminată. Alexandru. Văzând soția plânsă, nici măcar la față nu s-a schimbat. I-a fost clar deodată că ea știe despre aventura lui. Iată dar despre ce lucru merge vorba mă bazam pe aceasta că constructorii se ocupă cu totul cu alt lucru. Iar tu se vede că ți-ai găsit de lucru după compatibilitate. A zis Antonina, care din cauza lacrimilor cei cădeau și roaie, nu își vedea soțul. Privind soția, el nu simțea nici cea mai mică părere de rău. El foarte bine își ascundea caracterul că era un adevărat afemeiat cu timpul i-a părut foarte rău că căsătorindu-se și-a arătat bunătatea lui acestei doctorițe, cu care s-a cunoscut absolut întâmplător la un teatru. O altă iubită de a sa nu s-a ivit în acea seară, aflând că ea pentru partenerul său nu este singura. Și a decis el să facă cunoștința cu o femeie în principiu foarte simpatică. Simțindu-se singur la acel teatru, iar la Antonina atunci a venit prietena sa. Era foarte fericită că a întâlnit un bărbat cum se cade. Cum i s-a părut ei atunci că și-a găsit fericirea care atâta timp a căutat-o, însă după toate cele întâmplate s-a greșit amarnic. Cu ură privind soția, Alexandru a răspuns. Știi, draga mea, totuși am fost nevoit să am acest lucru, totul din vina ta. De mult timp te-ai uitat la tine în oglindă te-ai făcut grasă ca o vacă. Tocmai mi silă să ies cu tine undeva în lume. Oare e atât de greu să ai grijă de tine? Dar de unde, dacă tu mereu ai fost o lenoasă? Iar acum încă și trăind din contul meu, nu faci decât să mănânci dulciuri. M-am săturat de toate acestea. Și că la timpul meu m-am căsătorit cu tine atunci, a fost cea mai mare greșeală. De care acum foarte mult regret. Acum însă înțeleg. Mulțumesc, Larisei, că mi-a deschis ochii. Tu special ai rămas însărcinată. Dar bine că nu eu aici, nu am nimic. Tu m-ai sedus pe mine. Din fericire, un bărbat adevărat mereu are de unde alege. Mâine se începe concediul meu și Lara m-a invitat cu ea la mare. Desigur că am refuzat din cauza ta, dar cred că nu e târziu de schimbat. Iar după voi locui cu ea, deoarece ea este o adevărată domnișoară. Foarte frumoasă și îngrijită, nu ca tine. De parcă ești o sperietoare în fața mea. Îmbrăcată în acest halat prostesc cu flori. Încă ceva. Creditul de acum îl achizi singură cum vrei. Poate de la mama ta vei cere bani sau de la fratele tău afacerist nu-mi pasă. O să dau și la divorț. Să nu îți treacă prin cap să mă dai la alimente. De nu, voi face și analiza ADN pentru că copilul nu e al meu. Nici nu seamănă cu mine. După a plecat în dormitor să-și strângă hainele. Și-a sunat Amanta ca aceea să vină după el Antonina nici nu a găsit ce să-i răspundă. Avea un așa șoc de parcă i s-a lipit limba de cerul gurii. Dar nici nu avea ea așa caracter, ca să facă scandal și să arunce hainele pe fereastră, cu țipete să se cutremure ferestrele. Soțul ei deja de mult era plecat, dar ea tot stătea la intrare și plângea. Au trecut deja șase luni. Se vede că concediul lui Alexandru s-a prelungit. El nici nu avea când să se întoarcă în familie a trimis prin poștă scrisoare că este de acord să se divorțeze fără prezența lui. A fost nevoită să asculte sfatul soțului și să ia bani pentru credit de la fratele său. De grabă deja și ea va ieși la lucru și toate lucrurile se vor aranja la locul lor. Iar acum tot timpul îl dedica fiului său. Desieșea și se plimba cu căruciorul într-o zi însorită în calea ei a apărut un bărbat exact cu un copil mic ca al ei. El singur s-a apropiat de ea și a întrebat-o, unde prin apropiere poate găsi un magazin scutece. Din motiv că nu de mult s-a mutat de la sat la oraș, nu știa unde să găsească. Primind răspunsul, el foarte drăguț a început o convorbire. Privind-o cu mare atenție, dădea semne de interes, deoarece pe mâna ei, el nu a văzut el. Antonina dorea să plece, deoarece întâlnire cu bărbați însurați, nici de cum nu intrau în planurile ei. Dar Vladimir a zis că el singur crește copilul. L-a lăsat soția pentru amantul ei cu care a plecat. Fără să se mai intereseze de copil. Aceeași problemă i-a legat pe ambii tineri. Acum în fiecare zi ei se plimbau împreună afară. Din vorbe, femeia a înțeles că bărbatul vrea să-și deschidă un autoservis. Până ce trăia el din contul unor bunuri pe care le avea, ca să nu dea copilul la educație pe mâna altor oameni. Iar acum așa s-a deprins cu asta, că nici nu și închipuie altceva. Jucării, body, scutece, amestec de lapte. Toate acestea fac parte din viața lui. Așa trecea zi de zi, și într-o zi, Antonina a primit o propunere de la Vladimir să-și lege ei viețile împreună. A fost de acord. Ea deja era convinsă că avea cele mai serioase intenții. Și că el pur și simplu adoră copiii. A ieșit Antonina deja și la lucru ca să nu piardă calificarea. Dar e și timpul să plătească creditele. Dar și de copil avea cine să aibă grijă. Rolul de gospodină și-a luat soțul ei, Vladimir, până în momentul în care vor trimite copiii la grădiniță. Iar apoi el singur se va apuca de lucru. Pe umerii soției el nu avea de gând să stea. Până atunci au reușit deja și să se căsătorească. Cât de uimită a fost Antonina când într-o bună zi la ușa s-a auzit un sunet ascuțit. La ușa a apărut fostul ei soț cu un zâmbet grațios de parcă nici nu s-a întâmplat nimic, a venit după concediul său de lungă durată la fosta sa familie. A început să-și ceară iertare pentru cele întâmplate. Însă nu regretul l-a făcut să se întoarcă, ci confuzul peste care trecut acum câteva luni în urmă. Atunci el a luat automobilul iubitei lui și a plecat la alta. Deoarece un adevărat bărbat trebuie să aibă mai multe femei. Așa în caz de ceva. A ajuns mașina de la o înălțime mai mare drept într-un copac, fiind după ploaie. Șoferul nu a primit nicio zgârietură. Dar momental a explodat bacul de benzină și așa găfâit de ardea cel de-al cincilea punct lui Alexandru. Desigur că în așa situație, amantele lui nu mai aveau nevoie de el, a fost deja nevoit să se axeze asupra recoltatoarele lui. De aceea și și-a adus el aminte de fosta lui soție. Desigur era o femeie bună. Era doar necesar să-și ceară iertare și deodată îl primea înapoi în familie. Dar deja era prea târziu. A văzut Alexandru că locul era deja ocupat. La plecare l-a servit Antonina cu turtă dulce, de la fosta lui soacră, dându-i promisiunea că pentru toate meritele lui, îl va opera gratis. Puterea lui de luptător nu-i va întoarce, dar o înfățișare frumoasă îi va face.